ciudat. Oh, what the fuck? Nu cred. Nu e așa ciudat. Faci ciudat, arăți. Doamne, ferește, Alex. Scoate-l, nu mai fac o schită. Salutare, prieteni. M-am întors. V-ați prins pentru că, gen, eram cu spatele și tocmai... În fine. Cu ocazia faptului că anul acesta împlinesc 10 ani de când mi-am făcut primul meu tatuaj, m-am gândit să fac o surpriză prietenilor și să văd cum reacționează aceștia când mă văd fără tatuaje. Așa că astăzi a venit momentul să facem un makeover. E o călătorie foarte lungă de când am început să pun pe mine toate aceste desene care mi-amintesc de diferite persoane, amintiri sau povești, ceea ce înseamnă că familia sau prietenii mei nu m-au văzut fără tatuaje de peste 10 ani. Ieri mi-am luat toate machiajele de care am nevoie astăzi și fetelor țin să menționez că acum empatizez foarte tare cu voi pentru că am dat undeva la 800 de lei pe tot ce am avut nevoie și abia acum am înțeles câți bani dați voi pe machiaje. Mi-am luat o pensulă compactă și un burete, am luat un corector portocaliu care o să fie baza, pudră, fond de ten și bineînțeles ulei de machiant pentru după ce termină. Să trecem la treabă. Știam însă că cel mai ciudat va fi pentru mine să mă văd așa fără tatuaje, ținând cont că sunt atât de obișnuit cu mine și mă văd așa în fiecare zi. Fiecare tatuaj pe care îl port pe mine îmi amintește de un moment din viața mea și chiar dacă majoritatea nu arată chiar atât de bine, nu le-aș schimba pentru nimic. Pun mâna în spate așa cum am văzut că fac fetele. Deschid, bam, asta este fondul de ten. Arată un bullet de ăsta. Fac așa. Aplicăm astfel. Și două ore mai târziu, sper că sunteți pregătiți, asta este transformarea. Mă simt dezbrăcat. Ăsta este rezultatul final și acum să vedem cum reacționează prietenii mei când mă văd așa. Ce faceți? Bine, deci nu pot să cred. Nu. Tu nu stai seama? Deci nu pot să cred. De așa mi se pare că se îmbracă ca un bunic sau ce? Băi, deci nu mă vede. Uite tatuajele formate. Asta zice. Dar ce fond de ten este așa bun cum vreau și eu? Dar nici pe față, pe mâine, nu are nimic. Da, mă. Da, plin. Cum îți place ție mai mult? Dar mă simt dezbrăcat. Acum, da? Serios? Care? Nu pot să mă obișnuiesc cu tine așa. Nici eu. Niciodată. Dar nu e ok. Ce ți-ai ascultat tatuajele? Faci ciudat, arăți. Doamne, ferește, Alex. Ce zici, mami? Deci chiar mi-am băgat de seama, mami. Nici eu n-am băgat de seama că are tatuaje, pentru că nu mă uit la el care are tatuaje, știi? Dacă mai tare avea un discurs, da, atunci mi-a sărit. Bine, mai mult observ la liga ce zic de la mami. Vezi, mă, că filmează, mă. Și da, mami. Trebuia să spui să mă îmbrac frumos. Ce v-aș vrea? Dar voi știți ce e în oraș, mă? Era să fac accident. Bă, ce se întâmplă? Incredibil, bravo, felicitări, dar să nu mai faci. Dar ce nu-ți place la cămașa asta? Îi dă un aer de turist străin. E foarte bine, doar că nu e peisaj potrivit. Dar uite-te așa că uite, eu îl analizez de capră în picioare și cu alea la gât și cu freză și cu tot. Am înțeles. Asta e, deci per total tu mă vezi. Eu te văd per total. Tu ești un prieten care chiar analizează fiecare detaliu la mine, știi? Vede lanțul, vede tot. Exact. Jură-te. Jură-te că nu vezi. Bă, unde sunt? Greu, rău. Din cauza că ești obișnuit cu furman, gen, și-l vezi zilnic, tu nu mai vezi tatuajele. Tu-l vedeai doar pe el, nu-i vezi tatuajele absolut deloc, gen. Incredibil că și pe față ești curat. Hei. Hei. Ce faceți voi? Ce nu mai ai tatuaje, bă? Bun! Ce fata furată ai! Ce-ai pus, bă? Stai, bă, prieten adevărat! Uite-te puțin la mâinile lui! Nici pe mâini! Bă, ce tare se vede, ești de bun? Vreau să... Da, zici că ești un copil de la simplu, de la simplu, de la Dornești! Eu mor! Nu stă rău, dar tot nu, tot cu tatuaje, bă, să bine ție, n-ai ce să faci! Avem una bucată bolid, ceea ce înseamnă că trebuie să avem una bucată mădălin. Am o piesă pe care o lansez curând și vreau să-mi fac react la ea. Ok, unde vrei să reacționăm la ea? Cum ți se pare? În studio? Mergem în studio cu mori. Bună ziua, vlog.
Stai un pic, că mă... Deci nu-i piesă, nu? Bă, să vezi ce piesă a făcut asta, cu... plângi. Uite-te-ți da. Lacrimi acum, ești nebun la cap. Uai, da. Foarte frumoasă piesa. Am Hello? O piesă nouă pe care sper să-l fac. Și vreau să spui cum ți se pare. Ce mai știu cu bața aici? Ce subie oare? De ce râzi? Tu de ce râzi? Sunteți voi de ce râzi? Noi avem un motiv bun să râdem. Acum te-o prins? Da. Bă, dar și-o mă întâlnit, destul de greu un pic așa. Bună ziua! Neața, Ili. Hello. Ce-i pe față? Stai, mă, tu ți-ai acoperit tatuajele tău. Acum îmi pare sens, ok? Nu e așa ciudat. Doar că acum arăți ca un martor din ăla de patru. Da, vă rog. Bună ziua! Am venit să vă spun despre Domnul nostru Iisus Hristos. Hai, că vreau și eu. Da, bateți frumos! Da, bună ziua, am venit să vă vorbim despre Domnul nostru Mântuitor, Iisus Hristos. Nu, aveți Domnul nostru Iisus Hristos. Mi-e un pic rușine, dar foarte, foarte sincer o să zic, eu și după ce am aflat, ești super machiat și da, așa, eu tot nu m-am prins că de fapt tu asta ai făcut, ți-ai ascuns tatuajul. Și știam că trebuie să mă prind de ceva și mai când încercam să mă prind, ce naiba ai outfit-ul ăsta, ce vrei, ce faci? După da, puteam să trec peste cât de murdar ești. De ce scumpică este? Zici că e furman dacă ar fi pisică. Da. Vrei un tatuaj? Fără tatuaj nu mai ești furman, ești gata. Bă, dacă îl vezi îmbrăcat așa, nu-ți dai seama gen ce fel de om e. Adică a, gen... dai, cu fă, nu are tatuajele. Oh, what the fuck? Nu cred! Wow. Greu, mă, copii, mă. A, deci de asta era, nu era de la cămașă. Bă, nu mai are nici pe față, nu cred. Wow. Cu părul așa, un pic... Pare un pic vampir bogat, gen. Ia vedeți, oameni buni, că a început și ploaia. Nici măcar Dumnezeu nu vrea să mă mai vadă așa, vrea să mă spele. Am luat bloc, let's go. Ce zici? Ce mai am? Luați, da, m-am vrut eu acesta este sângele meu. Care e faza? Wow, zici că e la un car dealership, zici că vrea să-mi vândă un Opel Astra din 2012 și nu știe cum să facă. Zici că ești Brad Pitt când avea pojar. Accept orice Brad Pitt. Cred că e rău să stai cu atâtea chile de glet pe tine. Femeile o fac în fiecare zi. Interviu, că a venit fratele nostru de la Iași, acum. Ce? Dar tu n-ai tatuaje, gen? Da, băi, ești nebun, n-are nici tatuaj. Dar tu ai văzut că el are tatuaje? Da. Băi, ești nebun? V-am zis că Denis dă seama cel mai rapid. Da, și mi-e rău. Semne cu tactul. Rămâi așa. Da? Da, scoate-le. Zi, mult mai bine. Nu mai par boschetar. Dar eu recomand să rămâi așa. Ce observi? Dar văd că nu sunt așa cum te-a creat natura, nu... Îți place mai tare așa? Da, foarte mult îmi place. Ți-ai făcut... Ce tare, doamnele! Ce ai observat? Stai, ai observat tatuajul lui? Da, e atât de tare și eu am vrut pe ureche tatuaj. Mi se par cele mai tari. Ai observat tatuajul lui? Da, tare. De ce? Tu l-ai făcut? Păi, incredibil! Deci tu mi-ai observat mie selusa pe ureche? Da, uite-te la furman, ok. Ce observă femeile astea detalii, asta îmi place. Ce, că te ții toți barba? Nu pot să cred. Nu mai am nicio tatuaj. Nimeni nu observă. De ce observă că nu am tatuaje? Oameni, ce ciudat arăți. Nu mai am tatuaje în față. Scuze, da. Era mai bine dimineața, dar gen am umblat așa toată ziua. A fost o experiență interesantă să scap de ceea ce sunt pentru câteva ore, însă faptul că am stat o zi fără tatuaje m-a făcut doar să înțeleg cât de importante sunt pentru mine. Mi-am dat seama că port pe mine o armură cu impactul pe care viața l-a avut asupra mea și faptul că nu aș schimba nimic la parcursul meu. Tatuajele mă oferă încredere, libertate și mai presus de toate mi-amintesc că sunt eu. Prieteni, furmânul adevărat tocmai s-a întors, în sfârșit mă simt din nou eu. Vreau să menționez că a fost oribil să stau o zi întreagă fără să îmi văd tatuajele. Am fost super lipicios. Am avut o senzație foarte neplăcută. Deci pentru tot chinul ăsta meu eu zic că merit un like și un share. Eu am fost Furmanelu și până data viitoare v-am pupat.